Readucerea la viață a unei semințe de curmal de 2000 de ani are ca rezultat obținerea de fructe de pe vremea lui Isus. Aceste semințe antice au fost găsite în urma unor săpături arheologice în deșertul Iudeii. Oamenii de știință israelieni au extras materialul genetic și au reușit să crească 6 puieți care aduc deja roade. Plantăm al doilea curmal femelă care a crescut dintr-un sâmbure antic. De fapt, acesta vine din Qumran și a fost găsit într-o peșteră. Spre uimirea noastră și acesta a încolțit. Pomii au rodit deja sute de curmale. Astfel, cercetătorii pot gusta la propriu din istoria biblică. În vremurile antice, curmalele israeliene erau apreciate pentru că erau mari, dulci și aveau proprietăți medicinale. Alpha,